Ofițerul mexican de poliție implicat în arestarea fiului lui El Chapo, Guzman, a fost asasinat într-o parcare din Culiacán, în provincia Sinaloa. Execuția a avut loc în dimineața zilei de miercuri și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Atacatorii au tras 155 de gloanțe în mașina condusă de ofițerul de poliție, iar totul s-a întâmplat în mai puțin de 30 de secunde. Bărbatul ucis era un ofițer de rang înalt din poliția statului Sinaloa. Mașina acestuia a fost urmărită de mașina atacatorilor într-o parcare a unui centru comercial din capitala statului Sinaloa. Doi bărbați cu arme semi-automate au venit lângă mașina polițistului și au deschis focul. Polițistul ucis a fost implicat în arestarea lui Ovidio Guzman López, fiul lui El Chapo Guzman, liderul cartelului Sinaloa, în data de 17 octombrie.